frați și surori, în seara aceasta avem binecuvântată ocazie ca în continuare să medităm la acest subiect care ne interesează pe fiecare din noi. Orice subiect din Sfânta Scriptură este un subiect care ne interesează, dar subiectul acesta este un subiect care implică pe fiecare persoană, căci fiecare din noi suntem parte și facem parte nu doar de familia mare a Domnului Iisus Hristos, ci facem parte de o familie în care ne-am născut. Fie că suntem părinți, soț, soție, copil, bunic, nepot, oricare ar fi poziția noastră, întotdeauna ne relatăm nu doar înaintea lui Dumnezeu, ci ne relatăm și față de cei care fac parte din neamul nostru, din sângele nostru, cei cu care suntem obișnuiți, cei pe care spunem că îi iubim, cei cu care stăm de vorbă sau nu stăm de vorbă, cei pe care, cu care celebrăm și cei pe care ne supărăm. Nu? Așa este, în casă ne și certăm și ne și împăcăm și vrească Dumnezeu să se bage cineva între noi, că they're gonna get it. În seara aceasta ne vom uita în continuare în cuvântul lui Dumnezeu, care este deosebit de bogat și deosebit de instructiv în ce privește viața de familie. În dățile trecute ne-am uitat în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și ne-am uitat la întrebarea care este enunțată de salmistul în Psalmul 8, versetul 4, ce este omul? Și am văzut, întorcându-ne înapoi la Genesa, și am văzut că omul, în primul rând, este planificat și gândit de Dumnezeu. A ocupat o gândire principală și centrală în mintea și în gândul lui Dumnezeu, să facem pe om. Un plan întocmit de Dumnezeu. Apoi am văzut că omul este creat de Dumnezeu și susținut de Dumnezeu. Dumnezeu nu doar a zis, haideți să facem pe om, ci l-a și făcut. Fiecare din noi suntem rezultatul mâinilor și lucrării lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu ne-a frământat. Când nu eram decât un plod înăuntrul pântecicul maicii mele, Dumnezeu m-a țesut, m-a pus împreună, m-a dat codul genetic, DNA-ul. Nu este pus de altcineva decât de Domnul meu și de Dumnezeul meu. A știut când trebuie să mă nasc, cum trebuie să mă nasc și în ce familie să mă nasc, slăvit să fie Domnul, pentru o cunoștință atât de minunată. Și apoi am văzut în al treilea rând că omul nu este doar planificat sau gândit de Dumnezeu, creat de Dumnezeu, ci am văzut că omul este un purtător al chipului lui Dumnezeu. We're image bearers. Deși chipul lui Dumnezeu este compromis în noi, nu Dumnezeu este compromis, ci datorită păcatului este desfigurat chipul lui Dumnezeu în noi, dar orice persoană, fie cât de slabă sau cât de bolnavă sau cât de sănătoasă, orice persoană este și reflectă chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Aceste lucruri sunt învățături importante, fundamentale și în viitor vom recurge mereu la aceste lucruri pentru a înțelege familia mai bine. Deci am văzut în prima parte cine și ce este omul. Deși este multă confuzie la definiția omului, Cuvântul lui Dumnezeu ne dă o lămurire de ce este omul. Dar, iubiților, în seara aceasta, trecând în recapitulare ce am învățat și acum mergând înainte, haideți să vedem care este definiția biblică de un alt concept sau de un alt lucru deosebit de important pentru familie și deosebit de puțin înțeles în familie. Auzim multă vorbă despre dragoste.
There's lots of talk about love. Cântăreții contemporani, seculari, cântă despre dragoste. Cântăreții creștini cântă despre dragoste. Tinerii își spun unul la altul, I love you. Părintele îi spune copilului, Mommy, Daddy loves you. It's great. Românii mai în vârstă nu prea le place să folosească acest termen, nu? I-a spus la soție odată că o iubește și să-i țină. Noi mai moderni, americani, spunem mereu I love you. Now we text it. I heart you, I guess. I don't know. I still use the whole words. I love you. Well, what does that mean? I love you. Talk is cheap. Americanii spune că vorba este ieftină. Faptele dovedesc. Când îi spuneam la mami și la tati că iubesc și eram copil, știi ce spuneam părinții, nu? Mă, băiete, dovedește. Mă iubești dacă mă asculți. Și cuvântul lui Dumnezeu susține aceasta și îmi dădea capitol și verset. Spunea, cine mă iubește, ce face? Ascultă, păzește poruncile mele. Siologia, țin minte, când eram deosebit de speriat, student la școală, primul an de facultate, am intrat pe mâna unui ateist în clasa de filosofie. Nu știu ce m-a apucat să iau filosofie. Cred că am auzit că o speriat pe mulți și am zis, hai să o încerc și eu. Și am luat filosofie și profesorul ateist, una din proiectele care le-am făcut, cred că a durat 4, 5, 6 săptămâni, discuția care am avut-o a fost să dăm o definiție dragostei. What is love? What does it mean to love? Vedeți, în viața de familie, este deosebit de important ca să înțelegem biblic ce este iubirea sau ce este dragostea adevărată. Iubirea, dragostea, după cum este scrisă în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, așa cum se află în 1 Corinteni, capitolul 13. Pentru că sunt multe concepte și în tradiția americană, și în păgânism, și în tradiția americană despre ce este sau ce nu este dragostea. Iubiților, fiecare din noi avem experiență cu a lucra să înțelegem ce este dragostea. Vă dau un exemplu. Când eram copil, la 15, 16, 17 ani, iubeam pe părinți, că m-au făcut. Dar nu întotdeauna îmi plăcea să ascult chiar de toate. Îmi plăcea să ascult de ce îmi convenea mie. Dar de ce nu-mi convenea mie, nu-mi plăcea să ascult. Și de-a lungul anilor, cu maturitate, am început să înțeleg că dragostea este foarte mică și imatură atunci când nu este gata să dovedească că este dragoste. Nici nu știu dacă chiar o putem numi dragoste, vom vedea în parcurs dacă o putem numi dragoste sau nu. Pe an ce trece, capacitatea de a ne jertfi pentru cei pe care îi iubim, sper că își crește. Și am ajuns la 24, 25, 26 de ani. Și ne-am dat seama că chiar dacă ne produce disconfort, greutăți, ne sacrificăm pentru părinți pentru că îi iubim, îi iubim. O dragoste diferită.
Cam așa se întâmplă și în familia căsătoriților, sau ar trebui să se întâmple. Se căsătorești și sunt enamorați unul față de celălalt. Au sentimente, au emoții, se plac, dar după ce vin, sau chiar în luna de miere, n-au experiență și nu vor să se sacrifice. Bărbatul crede că e bărbat în casă și spune: nu, dragă, da, n-ai auzit predica de la nuntă. Așa trebuie să se întâmple, cum spun eu. Soția spune: auzi, dar eu cred că numai jumătate din predica aia înțeles. Căci trebuie să discutăm lucrurile și tu încă n-ai discutat cu mine. Și iasă discuții și iasă conflicte, care sper că după un an, doi, trei, patru, aia, doi, trei, patru ani mai greoi, după ce trec, sper că soțul și soția sunt gata să se sacrifice tot mai mult unul pentru celălalt. Și asta este o manifestare căci dragostea a crescut. Problema este atunci când după 20 sau 30 de ani de căsătorie sacrificiul este tot mai puțin sau unilateral. Doar soția se jertfește și soțul domnește. Sau invers, soțul se jertfește și soția domnește. Nici una din aceste extreme sau părți, bineînțeles, căci nu este bună. Visul acesta a fost doar ca să introducem conceptul dragoste. Acum, revenind la textul nostru, care se află în 1 Corinteni, capitolul 13. Dacă vrem familia să meargă bine, dacă vrem să restaurăm legătura în familie, atunci când spunem că te iubesc, această zicală, aceste cuvinte, trebuie să aibă o încărcătură biblică în spatele lor. It has to mean something. And it can't just mean I feel. It can't. De ce? Nu se poate baza doar pe un sentiment, deși include un sentiment. Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 13, este și aici, în capitolul acesta, acest capitol dă o definiție foarte profundă la acest subiect de dragoste. Dă o definiție nu atât de mult tehnică, care nu poate să fie pricepută, nu dă o definiție filosofică, cum ne-am chinuit noi în primul an de facultate, să mereu să tocăm și să vedem cât de puține cuvinte poate să include maxim idei și am avut o frază sau două acolo, nu. Ci dă o învățătură pe viu. O învățătură care este corectă pentru că vine din cuvântul lui Dumnezeu. Este inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O definiție care poate să fie transportată din cultura românească, în cultura africană, în cultura americană, în cultura chinezească, în cultura indiană, poate să fie exportată de aici la orice cultură și în orice popor. De ce? Pentru că fiecare din noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Suntem diverși, dar în multe lucruri suntem identici în ce privește faptul că toți suntem oameni, toți suntem persoane. Și atunci, iubiților, această definiție trebuie să fie aplicată în familie, dar nu doar în familie.
trebuie să fie aplicată în relația între soț și soție, între părinți și copii, între copii și părinți, dar trebuie să fie aplicată și în biserică, pentru că 1 Corinteni, capitolul 13, în primul rând, a vorbit bisericii și despre relația între frați și surori în biserică, în practicarea darurilor duhovnicești. Nouă ne place să o citim la nunți și facem bine că o citim acolo, este bine, dar aplicația nu este limitată doar la nuntă și nu este limitată doar în adunare, dar include ambele, include și familia de acasă și familia mai largă în biserică. Atunci, în seara aceasta, iubiților, haideți să ne uităm la primul aspect în mai multe părți. Cum putem înțelege care este definiția și cum arată dragostea biblică? Dragostea după definiția lui Dumnezeu. Iubiților, dragostea după definiția lui Dumnezeu se arată, în primul rând, prin lucrurile care dragostea, atunci când este prezentă în viața cuiva, începe să elimine. Dragostea, când vine într-o viață, primul lucru care face este curățenie. Îi place la cineva să facă curățenie? De copil mic am învățat să fac curățenie. Dragostea, când intră, dragostea dumnezeiască, când intră în viața mea, vede că în viața mea este multă mizerie și începe încetul cu încetul să scoată lucruri afară. În engleză, the way you can tell whether it's true love is by the things that love begins to eliminate. It cleans house. Și haideți să vedem care sunt lucrurile care trebuie curățate, care există în fiecare din noi, care dragostea se ocupă cu spray-ul bun, cu buretele bun, cu steel wool, cum se spune steel wool, sârmă din aia puternică, care freacă și scoate tot ce trebuie scos afară. Primul lucru, iubiților, care dragostea scoate afară și care trebuie scos afară din viața noastră, este egoismul. În engleză, it's called selfishness. Selfishness. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, a doua parte, spune: dragostea nu caută folosul său. Love does not seek its own. Egoismul, căutarea folosului personal, este ceva care a fost angrenat în noi. Am fost antrenați să ne autoprotejăm, să ne autopromovăm, să facem lucruri care ne convin nouă. Nu trebuie să te uiți mai departe decât la un copil mic. Toate tendințele egoiste, sincere, sunt prezente acolo. Când nu îi faci pe plac, nu știe să tacă. Nu știe să spună: auzi, te aranjez eu pe tine. Ce face? Cârie. Plânge. Își iasă din pene, cum ar fi. Și trebuie corectat. Trebuie să: stai, băiete, nu ești tu singur în casă. Eu stat aici, nu tu. Lumea nu se învârte în jurul tău. Ați auzit expresia aceasta vreodată de la părinți? Sau părinții, n-o trebuit ca să luăm pe copiii noștri și să le spunem aceste lucruri? La copiii mei trebuia și mie îmi trebuia, și nu că trebuia mie, încă îmi trebuie. Pentru că tendințele înspre a căuta confortul meu, eu să mă simt cel mai bine și nu mă prea interesează de cei din jurul meu,
este prezent în trupul meu păcătos, în carnea aceasta care este supusă putrezirii. Nu-i place să se jertfească și să se sacrifice. Cuvântul lui Dumnezeu spune: Leonard, dacă vrei să te probezi, să vezi dacă iubești cu adevărat, dacă cu adevărat iubești pe Simona, dacă cu adevărat îți iubești părinții, dacă cu adevărat iubești pe alții, cât de gata ești să renunți la eu-ul tău sau la egoismul tău în a dori totul pentru tine. Ești gata să te dai jos de pe tronul eu-ului și să lucrezi cu cei din casa ta? Ești gata să lucrezi cu soțul sau cu soția? Ești gata să intri în pantofii lor, să vezi, stai un pic, dar eu dacă aș fi femeie, cum m-aș simți? Nu-i păcat. Fiecare să se pună și să caute folosul altuia, nu a lui. Și ca să cauți folosul altuia, este important să știi și să poți să te pui în pantofii altuia. Cum mă simt eu dacă am venit acasă și toată ziua nervii sunt tocați cu 5, 6, 7 copii? Și unul a făcut asta, altul a făcut asta, ăsta nu mă ascultă, și apoi să-mi vină soțul acasă și să-mi spună cu tare sau cu tare lucru. How would I feel? And if you don't know how you would feel, that's okay. There's a solution. Take a day off work. And send your wife somewhere. And have her leave her cell phone home so you can't call her for help. Și vezi 8 ore cum îi acasă. Și apoi roagă să vină ea acasă și să vorbească cu tine cum ai vorbit tu cu ea. Și încearcă să vezi cum te simți. Cum ți se pare? Ce dragoste îi aia? Nu, fratele Vasile a spus, auzi, cu astfel de prieteni cine are nevoie de dușmani? Cu astfel de dragoste, la ce folos? Cuvântul lui Dumnezeu, iubiților, ne spune că ceea ce a devenit pentru mulți din noi ceva cu care am încercat să, a tool of survival, nu, o unealtă de supraviețuire, egoismul nostru, trebuie să fie eliminat. Când iubim cu adevărat, și așa vedem dacă we're truly in love. If you truly love, are you willing to sacrifice? Are you willing to sacrifice for the other person? If not, un băiat îi place de o fată. Doamne, mor dacă nu-i place de mine. If you truly love, you want her best interest. You want his best interest. Nu putem crește în maturitate dacă nu suntem gata să renunțăm la eul nostru. Nu, tinerii cântă în engleză. Beautiful songs. Mesaj extraordinar. Iubim copiii noștri și tinerii, nu? Are we willing to sacrifice to read the words and try to sing? Try. They're words. It's not Chinese. Nu-i chinezește scris acolo. Și e engleză. Știu că suntem biserică română. I know. Dar eului îi place și egoismului îi place doar cum vreau eu. Că doar ai scris afară biserica, prima biserică penticostală românească, nu? Da. Dar dragostea este aceea care nu-și caută folosul său. Și mă gândesc, stai un pic, eu am priceput mesajul de azi dimineață și de săptămâna trecută și astăzi,
Dar copiii mei, datorită mie, că m-am mutat din România sau că nu m-am ocupat destul acasă, nu prea pricep. Înțeleg ei, frate? Înțeleg și nu înțeleg. Înțeleg și nu înțeleg. Înțeleg ca matetica. Și toate, când eu vorbesc în engleză, înțelegeți toate? Nu! Înțelegeți puțin el. O bucată de aici, o bucată de acolo, o bucată de acolo. Și ați plecat acasă cu câte ceva. Dar nu cu mult. Cam așa și ei. Dragostea în biserică este gata să accepte că atunci când cântă ei, dacă păstorii nu au spus, mă băieți, cântarea aia să nu mai cântați, pentru că nu-i duhovnicească, înseamnă că e bună. Înseamnă că are un mesaj extraordinar și, iubiților, majoritatea cântărilor noastre sunt traduse din engleză. Și, I hate to say it, dar sună mai frumos și mai biblic în engleză. Pentru că orice traducere are o pierdere. Unele sunt mai frumoase și românești, sau cântările noastre, nu? Și când încerci să le traduci în engleză, te doare capul. Dar vedeți cum dragostea și cum sacrificiul, dragostea nu-ți caută folosul său. Dacă eu spun că-mi iubesc copiii sau că iubesc tinerii din biserică sau că iubesc soțul sau soția sau dacă iubesc pe alții și nu sunt gata să renunț la mine, it's not biblical. It may be Romanian, but it's not biblical. Pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Nu că a avut eu Dumnezeu, nu, dar a avut sacrificiu extraordinar. Și de aceea Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune: și voi, bărbaților, iubiți-vă nevestele voastre cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Prea puțin în comunitatea creștină este promovat dragostea care se jerfește, dragostea care se sacrifică. Iubiților, cei care suntem căsătoriți mai mult decât 20 de ani, dacă încă n-am învățat principiul de a te sacrifica, dacă încă căutăm folosul nostru și nu ne doare când vedem că partenerul de viață se sacrifică, are o povară, îi este greu, te întreb, ce dragoste e aia? Dacă te simți confortabil să îți iei pormoneul și să pleci 2-3 zile la distracție și să lași pe soțul sau pe soția acasă să trudească, să se chinuiască și tu să te distrezi, what is that? It's not love. Nu-i dragoste biblică. Dacă vii de acasă, de la lucru, nu? Și tot pe telefon ești. Și ea caută atenția ta și tu tot pe telefon ești. Sau el caută atenția ta și tu tot pe telefon ești, tot treburi ai. Tot trebuie să postui pe Facebook și pe MySpace sau ce-o fi. Ca ceilalți să vadă, dar nu mai străiești viața, pur și simplu. You're not living your life. De ce? Pentru că vrei să vezi, îi place la cineva ce ai făcut și nu, sau nu. Și ca atare încerci să trăiești să placi altora. Și uiți de cei din casa ta, pentru că ești tot aici. Și știi ce se întâmplă la fiecare? You know everyone's story. But you don't know your own story. Is that love? Is that biblical love? Cum poate o familie să dăinuiască trăind astfel, iubiților? You can't. Societatea este cât paci să se prăbușească. De ce? Pentru că oamenii nu sunt gata să facă anumite sacrificii care societatea are mare nevoie. Și din nefericire, și biserica
a intrat în această capcană de egoismul, de a nu ne concentra unul asupra celuilalt. Am văzut, pentru că cumva a ajuns și discuția de media socială, am avut un continuing education seminar care a tratat problema serioasă pentru avocați care sunt adicți nu la alcool și la droguri, ci la social media. Imagine that. The addiction of social media. Și acolo la acest addiction de social media a avut o poză care a exemplificat ce am văzut din nefericire în multe familii. Era soțul cu soția la masă. Serveau cina împreună. Soția se uita la soț încercând să vorbească cu el. Soțul se uita în jos la telefon. Soția îi spune, dragă, n-ai vrea să lipești celularul de fruntea mea ca cel puțin să am iluzia că mă asculți? How often do we see that? Vorbim unul cu celălalt, dar unde e telefonul? Nu suntem gata să-l oprim? În biserică nu suntem gata să-l oprim. Trebuie mereu să anunțăm. Și nu putem. Dacă nu poți două ore în afară urgențelor, și știu că mulți au urgențe și nevoie, înțeleg asta, dar dacă nu sunt urgențe, nu o să moară lumea dacă nu știi ce se întâmplă undeva sau cu prietenul cu tare. Lasă-l două, trei, patru ore, postește o săptămână, postește o zi, duminica cel puțin. Break free. And maybe you'll have time to discover the feelings of someone else. Poate o să ai timp să intri în pantofii altuia. Dar cum se simte fratele acesta? Cum se simte sora aceasta? Cum se simte soțul? Cum se simte copilul meu? Nu? Părinți, dacă iubiți copii, intrați în pantofii lor de 20 de ani sau de 15 ani. Intrați în pantofii lor să vedeți cum e să fii copil. Și copiii, intrați în pantofii părinților, care se scoală dimineața, muncesc, trudesc, încearcă să vă facă tot pe plac. See how it feels. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când începem să ne sacrificăm unul pentru celălalt. Nu, și asta se vede de multe ori în doi, care nu sunt maturi în dragoste, dar cresc. Nu, băiatul burlac nu și-a găsit fată un an, doi, trei, patru și apoi a găsit-o pe Iliana, s-a îndrăgostit bine și prietenii întreabă, mă băiete, stai un pic, dar unde mergi? Păi am treabă. Dar de ce te-ai tuns? Nu spune că o ascultat de părinți, nu. I-a spus Suzana să se tundă. De ce te îmbraci diferit? Dom'le, ți-ai găsit job? Cum adică? Note! Ai note bune? Dar ce-i cu tine, mă, omule? Și îl vede după o săptămână, două, trei, că-i cu viitoarea soție. And then se scară până pe cap și spune, aha, he must be in love. He's changed, he's transformed. Când vedem în viața noastră că suntem gata să ne sacrificăm, suntem gata să nu mai fim numărul unu noi, suntem gata să ne jertfim, iubiților, atunci putem să știm că dragostea a început să încolțească. You know what încolțit means? It started to grow. It's a small bud. Ca și roșia aia, țin minte de copil, plantam sămânțe de roșii și tot le udam, era soare și creștea un picuț. Ăla-i primul semn că ceva autentic se întâmplă. Când suntem gata să ne jertfim unii pentru alții.
Iubiților, în concluzia acestei sări, sunt mai multe lucruri care dragostea face când vine, dar primul lucru care dragostea face când vine în viața mea și în viața bisericii este că face curat la egoism. Îl scoate afară și ne învață căci trebuie să fim gata să ne jertfim pentru persoana sau persoanele în contextul bisericesc, pentru persoanele care le iubim și aceasta include în primul rând pe Dumnezeu. Și aceasta, if we love the Lord, anybody love the Lord? You see? Then we'll obey His commandments. And his commandments aren't difficult. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și la concluzia acestei serii, am început să dăm o definiție biblică la dragoste. Dragostea, haideți să o repetăm cu toții, nu își caută folosul său. Love does not seek its own. Dacă am fi la seminar de familii, soțul cu soția ar merge o oră undeva la plimbare. Și soțul s-ar mărturisi și ar spune, dragă, uite toate instanțele în viața mea unde am fost egoist, unde n-am căutat folosul tău. Și soția ar face la fel. Și apoi ar face un exercițiu în care fiecare ar intra în pantofii celuilalt. Să caute, să se obișnuiască să caute interesele celuilalt. Pentru că nu este natural. Este natural să rămân în pantofii mei, că mă simt bine în pantofii mei. Dar încercând să intru în pantofii celuilalt, încep să pricep cât de abuziv sunt. Sau cât de egoist sunt. Dar noi nu suntem la un seminar de familii neapărat. Dar avem o săptămână la dispoziție. Și în săptămâna aceasta am dorit ca să facem acest exercițiu împreună cu toții. Spunem, Doamne, arată-mi Tu prin puterea Duhului Tău cel Sfânt toate aspectele și nuanțele din viața mea care sunt caracterizate de egoism, selfishness. Și Duhule Sfinte, vină în viața mea și fă curățenie de egoism și dă-mi o inimă jertfitoare, dă-mi o inimă care îți place ție. Dacă ești părinte, dacă ești copil, dacă ești soț, soție, orice poziție în care ne-am afla în viață, haideți să începem să practicăm ceea ce învățăm. Să nu fim ascultători uituci, ci să luăm și să punem în funcțiune ceea ce este acolo și v-aș recomanda, dacă se poate, faceți o zi de post sau o dupămasă de post în ce privește media. No TV, no radio, no phone, no social media. Get off it. Who cares what Joe's doing? It's none of your business. Și concentrează-te la cei în casa ta. Fii gata să te sacrifici. Și cere-i Domnului ajutor. E nevoie de mai puțin egoism în viața noastră? În familie noastră? Now, do you see how such a small thing can make such a big difference? Vedeți cum un lucru atât de mic, care pare atât de mic, poate să facă o diferență imensă, atât de mare, în familie și în biserică? Dacă da, haideți să venim la Domnul să ne cerem iertare de momentele de egoism și să cerem Domnului să ne umple de Duhul Lui cel Sfânt, de dragostea dumnezeiască, dragostea biblică, care nu-și caută folosul său. Amin. Cu toții ne rugăm Domnului.